Bună seara, domnule președinte. Un eveniment important în Emiratele Arabe Unite, organizat de Ambasada României, în cadrul vizitei oficiale pe care o are guvernul României, atât în Qatar cât și în Emirate. Am observat că deja s-a semnat un memorandum în Qatar, iar în Emirate au continuat aceste discuții și evaluări. Bună seara, vă mulțumesc frumos. Într-adevăr, unul dintre principalele obiective ale mandatului de președinte la Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost aceea de a deschide noi piețe de export. Reușim în ultimii 2 ani și jumătate să deschidem exportul cu Statele Unite ale Americii, unde am reușit să ducem produse crud uscate și conserve. Deja au ajuns primele exporturi și sunt foarte încântați cei care le consumă. Reușim să deschidem exportul de ovine și bovine cu Maroc, reușim să deschidem exportul de ovine și bovine cu Algeria, reușim să deschidem exportul cu Vietnam pe carne de pasăre și cereale, reușim să deschidem exportul cu Indonezia pe cereale. În această vizită am semnat un memorandum de înțelegere cu Qatar privind carantina sanitară veterinară și exportul de animale. Cu alte cuvinte, reușim, din momentul în care a fost semnat memorandumul, să deschidem exportul pe tot ceea ce înseamnă carne de ovine, bovine și păsări. Asta înseamnă pentru fermierii români deja o altă piață. O nouă piață pentru fermierii români și pentru agricultură. Iar în Emirate? În Emirate, în ultimii 2 ani am reușit să deschidem exportul de ovine, bovine și păsări. Sunt principalele noastre obiective. Cu cât reușim să deschidem mai multe piețe de export, cu atât lucrurile funcționează mai bine pentru țara noastră. Iar faptul că sunt agreate certificatele sanitare veterinare de export denotă faptul că serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sunt servicii de încredere pentru partenerii externi. În acest sens, aș vrea să spun că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor beneficiază de o rețea de laboratoare sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de stat, cea mai puternică rețea de laboratoare din Europa. Astfel, reușim ca produsele care ajung pe masa consumatorului să fie produse sigure și produse bune pentru consum. E foarte bună precizarea, pentru că știți în ultimul timp ce discuții au fost legate de carnea de pasăre și, din ce înțeleg, Franța este un importator destul de important. Sunt foarte multe discuții în acest sens. Dacă tot ați deschis subiectul, nu am nicio problemă să dezvoltăm. Într-adevăr, au fost în zona medie foarte multe divergențe pe zona de salmonella și pe zona de puiul galben. Într-adevăr, există 2500 de serotipuri de salmonella, dintre care 2 sunt mai periculoase, infantum și enteritidis. Prin programele de autocontrol pe care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le recoltează de la fiecare unitate unde se vând produse de acest gen, nu facem decât să ne asigurăm prin examene de laborator că produsele care ajung pe masa consumatorului sunt produse sigure, și pe această cale chiar doresc să vin cu un mesaj în rândul consumatorilor să achiziționeze produse doar din unități autorizate și înregistrate sanitar veterinar. Mulțumesc!